Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a avizat studiile de fezabilitate necesare construcției a 3 noi noduri rutiere pe A1 în județele Timiș și Hunedoara. Nodul rutier Betthausen este amplasat la intersecția autostrăzii A1 cu drumul județean DJ609 în județul Timiș. Nodul rutier Recaș este amplasat la intersecția autostrăzii A1 cu drumul județean DJ609E în județul Timiș. Nodul rutier Sântuhalm este amplasat la intersecția autostrăzii A1 cu drumul comunal DC129 în județul Hunedoara. Valoarea totală estimată a celor trei contracte este de 290,7 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. După finalizarea și avizarea proiectului tehnic și a proiectului tehnic de execuție, vom începe elaborarea documentațiilor tehnice pentru lansarea licitațiilor în vederea încheierii contractelor pentru construcția celor trei noduri rutiere, transmite Cristian Pistol.